domnilor miniștri ai culturii și spun cultură pentru că avem una singură. Doamnelor și domnilor invitați, stimați membri ai corpului diplomatic, doamnelor secretare de stat din România, mă bucur că avem aici trei doamne secretari de stat din România, doamna secretar de stat Cojocaru de la MEAPN, doamna secretar de stat Jalina Sitaru de la Ministerul Afacerilor Externe și doamna secretar de stat Diana Bacina de la Ministerul Culturii. Stimați invitați, mă bucur să fim astăzi aici în această zi de sărbătoare. Și de ce zic sărbătoare? Pentru că ea, cămașa cu altiță, este și a fost purtată tradițional în zi de sărbătoare. Astfel, extrapolând, fiecare zi în care purtăm ea este o zi de sărbătoare. Vreau să mulțumesc Ministerului Culturii, domnului ministru Sergiu Prodan și Ambasadei României la Chișinău, domnului ambasador Cristian Țurcanu, pentru că s-au alăturat Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din Guvernul României în a pregăti acest eveniment care are ca scop promovarea înscrierii cămășii cu altiță în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Vedem aici o expoziție de porturi populare de pe ambele maruri ale Prutului. Avem de la Muzeul Național al Țăranului Român și mulțumesc domnului director Nițulescu și de la Muzeul de Etnografie din Chișinău și mulțumesc domnului director Vicol. Și dacă nu ne-am uitat ce scrie în această descriere a fiecărui port popular, nu am ști să spunem care e din Maramureș, care e de la Soroca, care e din Bucovina. Și prin aceasta cred că spun totul și de ce este un singur dosar comun depus la UNESCO. Cămașa cu altiță, prin cromatica și prin ornamentul său, spune o poveste. Povestea națiunii noastre, povestea rădăcinilor noastre, a frumuseții locurilor și oamenilor. Și mai spune un adevăr, acela că avem aceeași cultură și aceleași tradiții. Asta pe lângă limba română, pe lângă istoria pe care o împărtășim. Cămașa cu altiță este deja cunoscută la nivel mondial și este purtată cu mândrie astăzi, nu doar în România și Republica Moldova, ci peste tot în lume. Totodată a fost și este inspirație pentru case de modă vestite, cum ar fi Dior, Yves Saint Laurent și altele. Iar înscrierea ei în patrimoniul UNESCO este doar un pas firesc și bine meritat. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat invitația în această seară și vă invit să ne bucurăm împreună de această seară și sperăm în decembrie sau la sfârșitul anului să ne bucurăm cu toții de un răspuns favorabil din partea UNESCO. Vă mulțumesc! A fost domnul Adrian Dupu, secretar de stat, Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova în România. Mulțumim, domnule Adrian Dupu, pentru această introducere. Excelențele voastre, domnilor ambasadori, domnilor deputați, domnilor miniștri, onorat public, bine ați venit la acest eveniment important pentru toți românii, un eveniment care inaugurează această expoziție de costum popular românesc. Se numește, este intitulat acest eveniment O istorie comună, un patrimoniu comun, arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în Republica Moldova. E o bucurie pentru noi toți, e o mândrie pentru noi toți. Acest eveniment este consacrat promovării dosarului multinațional depus pentru înscriere în lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu cultural imaterial a umanității UNESCO, fiind organizat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din România, Ministerul Culturii din Republica Moldova și Ambasada României în Republica Moldova. Mulțumim organizatorilor!
Așadar, dragii noștri, cămașa cu altiță este regina acestei seri. Despre această piesă de port popular, care e comoara societății noastre, avem multe de povestit cu siguranță. Dați-mi voie în acest moment să-l invit la microfon pe domnul ministru al Republicii Moldova, domnul Sergiu Prodan. Mulțumesc mult, stimate domnule coministru, stimate doamne și domne secretar de stat, excelențele voastre, stimați domne și doamne ambasadori, onorată asistență, stimați colegi, colegii de la minister mi-au pregătit aici trei pagini și este, zic, nu mi-apăr dezertația de doctorat în seara asta. Deci, aia, cu permisiunea, e foarte interesant de scris, dar vreau să spun câteva cuvinte din inimă și adevărate. Mi-am amintit de un episod din experiența mea, din viața mea, mulți, mulți ani în urmă, când făceam la București filmul Patul lui Procust, căutam obiecte de epocă pentru film. Și la Buftea, dar nu prea se găsea, și pe la Băbuțe în Blam și găseam horboțele și tot, ca să reconstituim atmosfera adevărată a Bucureștilor din anii 27-28. Și în sfârșit, nu știu prin ce minune, nu mai țin minte cum, am ajuns la un muzeu. Un muzeu important din București, nu contează care anume. Dar am ajuns în depozitele, în arhivă, cum se numește în muzeu acest, în fonduri, mulțumesc, cu colegii din echipă, cu pictorii, scenograf, și când am văzut toate cele obiecte, le spun la toți, fraților, uitați-vă câte obiecte de recuzită pentru filmul nostru găsim aici, la care o doamnă în vârstă, muzeograf, zice, domnule regizor, nu vă supărați, recuzită e la voi, la cinematografie. Aici sunt obiecte de patrimoniu și doar astfel pot fi tratate, deci nu sperați să luați ceva pentru film. Le vedeți, le fotografiați, vă documentați, dar nu puneți mâna pe ele. Și nu mi-a permis. Această lecție am însușit-o în clipa aceea pentru toată viața. Atât de tare mi-a plăcut că am impresia că în momentul acela am înțeles adevăratul sens al cuvântului patrimoniu, obiect de patrimoniu. Și mi-am spus, niciodată în viață nu o să mai fac această greșeală, să tratez utilitar, să tratez fără respect un obiect de patrimoniu. De aceea vreau să vă spun sincere, să aduc sincere mulțumiri echipei din România, echipei din Republica Moldova, tuturor muzeografilor din România și Republica Moldova, tuturor cercetătorilor din Republica Moldova și România, pentru munca care o faceți. Pentru că este extrem de important. Degeaba avem noi obiecte de patrimoniu dacă nu știm să le apreciem, să le punem în valoare, să le punem într-un cadru adecvat, corespunzător, într-o lumină potrivită, astfel ca toți în jur să înțeleagă, de fapt, prin ce aceste obiecte sunt de valoare, de ce celelalte care sunt non-valoare nu sunt apreciate astfel. Și aici este o muncă extraordinară, doar așa vom ajunge să ne afirmăm ca națiune care are valori, care are patrimoniu, doar așa vom reuși să transmitem generațiilor următoare un patrimoniu valoros. Vă mulțumesc din suflet și stimați excelențele voastre, stimate doamne și stimați domni ambasadori, pentru noi este extrem de important și emoționant faptul că, iată, această campanie de promovare a dosarului comun are loc aici la Chișinău. În momentul în care Republica Moldova a căpătat statut de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, este extrem de important
mesajul care noi împreună îl transmitem. Și cum am mai spus, mesajul nostru comun, acum aici astăzi, nu este unul doar de susținere enormă din partea României, ci este de fapt un mesaj foarte clar de unitate. De unitate culturală, de unitate de patrimoniu, de unitate de neam, de unitate de națiune, de etnie, de sânge, de țară. Vă mulțumesc din suflet, nu pot continua după aceste aplauze. Mulțumim domnule ministru Sergiu Prodan. Dați-mi voi în continuare să-l invit la microfon pe domnul ministru al culturii din România, domnul Lucian Romașcanu. Mulțumesc, domnule ministru. 20. Este. Domnule co-ministru, când mai spui să citești și sursa, că așa e frumos. Ideea este că, într-adevăr, suntem aceeași cultură, a zis foarte bine Sergiu, doar administrativ suntem două țări, în rest suntem același popor, aceeași cultură, aceleași obiceiuri, deci ce facem noi acum este ca să promovăm cămașa cu altiță, noi îi spunem IE, acum denumirea științifică e cămașa cu altiță. Ce mă bucur să văd este transformarea cămășii cu altiță din patrimoniu imaterial în tezaur uman viu, văzându-l pe domnul ministru îmbrăcat într-o ie. Este foarte important, sigur, vremurile, moda se schimbă, nu prea mai purtăm cămașe cu altiță. Din fericire există sărbători, există duminicile când mergem la biserică și mă uit cu bucurie tineri, copii, oameni mai în vârstă care vin la casa Domnului îmbrăcați în costum tradițional, ceea ce înseamnă că avem toată speranța, mai mult de atât, toată convingerea că ceea ce ne-a rămas ca moștenire va merge mai departe în spre generațiile viitoare. Eu îi felicit pe toți cei care au organizat acest eveniment, este cu adevărat important, este un alt eveniment de frăție între noi și pentru că despre cămașa cu altiță sigur se va mai vorbi, am vorbit mai devreme la ședința comisiilor de patrimoniu imaterial, de conservare și salvgardare, să spunem că există un, cum să spun, ferment cultural românesc constant la Chișinău. Și mă bucur să fiu aici și cu ocazia Festivalului Internațional de Teatru, Reuniunii Teatrelor Naționale, de fapt, cu ocazia Festivalului de Film și multe alte lucruri care ne fac să credem că nu vom putea sub nicio formă și nimeni nu va putea sub nicio formă să oprească această mișcare culturală profundă care se întâmplă pe ambele maluri ale Prutului. Încă o dată mulțumiri, felicitări domnule ministru Sergiu Prodan, felicitări tuturor pentru păstrarea și ducerea mai departe a culturii românești și pe această parte a Prutului și de abia aștept să ne revedem. Numai bine și mult succes! Mulțumim mult domnule ministru Lucian Romașcanu. Vreau să salut prezența în sală a domnului Eugen Doga, binecunoscutul compozitor al neamului românesc. Ne bucurăm că sunteți alături de noi astăzi. Mulțumim! Dragii noștri, cu adevărat, pentru românii din diferite zone etnografice din spațiul românesc, atât din România cât și din românii din Republica Moldova, costumul popular este o mândrie și este, dacă vreți, un cod de comunicare. Acesta, bineînțeles, rămâne esențial în afișarea identității purtătorului, iar dacă din costumul popular, tradițional, femeiesc, care e destul de bogat, după cum știm, societatea a ales drept piesă de referință cămașa cu altiță, să știți că deloc nu a fost întâmplător. Femeile româncele noastre au fost dintotdeauna foarte inventive,
au fost și-au depus tot talentul în această piesă de port popular și-au depus toată dragostea și-au făcut în așa mod încât această piesă de port popular, Cămașa cu altiță, să devină foarte spectaculoasă. Bine a spus domnul Adrian, după a menționat că dacă urmărim toate aceste cămăși pe care le vedem aici, greu ar fi de înțeles care și de unde e. Se pare că au fost cumva inspirate femeile noastre, una de la alta s-au inspirat de la o zonă la alta, fie că au venit dintr-o anumită zonă și s-au căsătorit aici în Republica Moldova sau invers de la noi, au mers în România și au dus cu ele aceste modele de costum popular, dar nu doar, și tehnicile de realizare a acestor cămăși tradiționale. Ei, bineînțeles, aceste modele pe care le avem aici, aceste costume populare, afișate, sunt mărturii adevărate. Dați-mi voie, în continuare, să invit la microfon pe domnul Țurcanu Cristian Leon, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova. Poftiți aici, excelență! Seara, doamnelor și domnilor miniștri, excelențele voastre, dragi invitați, dragi prieteni, este o onoare și o plăcere deosebită să vă urez și eu bun venit la acest eveniment, care este în esență o sărbătoare comună a uneia dintre cele mai importante elemente, aș spune un element definitoriu al portului popular românesc, ia sau cămașa cu altiță. Împreună sărbătorim astăzi niște semne cusute cu migală de secole, care reprezintă mijloace de comunicare ce traversează timpul și generațiile și povestesc despre ciclurile vieții. Împreună promovăm dosarul depus de România și Republica Moldova, arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, pentru a fi înscris în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Cred că toți cei prezenți aici sunt convinși că ea, sau cămașa cu altiță, are un loc bine meritat în patrimoniul cultural imaterial al umanității, iar promovarea în comun a acesteia reprezintă o nouă dovadă solidă a unității de limbă, istorie și cultură dintre țările noastre. Totodată doresc să reamintesc că acest demers se adaugă deja altor elemente de demersuri comune referitor la patrimoniul nostru identitar comun, prin care am reușit împreună să înscriem în patrimoniul imaterial al umanității colindatul în ceată bărbătească, tehnicile tradiționale de realizare a scoarței, practicile culturale asociate zilei de 1 martie. Și am convingerea că nu ne vom opri aici, lucrând împreună printr-o solidă coordonare a instituțiilor implicate, Ministerul ale Culturii, Comisii Naționale UNESCO, Ministerul Afacerilor Externe. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și să vă invit să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. Mulțumesc mult! Excelență, mulțumim! Dragii noștri, la dosarul Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, s-a lucrat foarte mult. Acesta a fost realizat cu participarea grupurilor naționale de experți din România și Republica Moldova, elaborarea sa fiind coordonată de către Ministerul Culturii din România. Timp de 3 ani, experții din cele două țări au desfășurat o activitate susținută de documentare, cercetare, filmare și repertoriere a purtătoarelor de competențe din mai multe zone. Au fost astfel urmărite evoluția și viabilitatea tehnicilor de realizare a cămășii cu altiță în actualele comunități rurale și urbane din Republica Moldova și din România. Multe, poate ar fi, bineînțeles, multe ar fi de spus referitor la ceea ce conține acest dosar, dar nu credem că e cazul să vă reținem foarte mult atenția. Astăzi, la ședința comună a Comisiilor Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial al României și Republicii Moldova s-au discutat foarte multe nuanțe, inclusiv s-a vorbit și despre alte elemente care au fost incluse în lista UNESCO. Dați-mi voi acum să invit la microfon pe domnul Petru Vicol, care e președinte al comisiei, al acestei comisii din Republica Moldova, din partea de aici. Domnul
Petru este directorul Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală. Vă invit la microfon, domnule Vico. Vă mulțumesc, stimații domnilor miniștri ai culturii, doamnelor și domnilor secretari de stat, domnilor ambasadori, dragi prieteni. Este o sărbătoare pentru noi. Eu, de exemplu, am impresia că încă mai sunt la București. Pe 8 septembrie am vernisat expoziția de scoarțe basarabene din colecția muzeului nostru și din colecția Muzeului Național al Țăranului Român și cam au fost multe din aceste fețe pe care le vedem aici, au fost și la București. Și este foarte important și plăcut și vreau să vă mulțumesc pentru aceste emoții, pentru această sărbătoare. Într-adevăr, astăzi dimineața am avut 4 ore de discuții în cadrul comisiilor naționale din Republica Moldova și România. Am făcut o analiză foarte atentă a tuturor celor 4 dosare pe care le-am elaborat în comun. Am stabilit și reușitele, dar desigur am vorbit și despre problemele cu care ne confruntăm. Dar cel mai important este că am stabilit o foaie de parcurs pentru următoarea perioadă. Deci urmează să identificăm, noi le-am identificat, urmează în urma negocierilor, discuțiilor, să identificăm un singur element cu care ambele comisii vor merge spre un nou dosar. Eu sper foarte mult să reușim și am stabilit cu doamna președinte a Comisiei din România, doamna Nedelcu Păsărin, să avem o comunicare eficientă, bună, așa cum este firesc între două comisii care promovează patrimoniul cultural imaterial. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală vine în cadrul acestui eveniment cu 2 expoziții, expoziția de costum popular din colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Am expus ceea ce avea mai frumos, cămășile cu altiță. Și eu sunt sigur că, așa cum s-a spus aici, nu putem face diferență care este costum din Bucovina, de la Soroca, din Maramureș, din Țara Românească, deci din alte zone etnografice. Deci asta demonstrează încă o dată că suntem un popor, avem aceeași limbă, avem aceeași istorie. Și urmează să facem în continuare, numai împreună, toate acțiunile noastre culturale, inclusiv și economice. Să fim o țară, căci vorbim aceeași limbă. Mai avem, de asemenea, și o expoziție de planșe, prin care încercăm să promovăm dosarul Arta Cămășii cu Altiță, multe imagini și texte ca toți cei care văd să cunoască în detalii ce se scrie în acest dosar. Deci vă îndemn să citiți aceste planșe. Sunt sigur că veți cunoaște mult mai multe despre arta Cămășii cu Altiță. Deci eu îndemn pe toți muzeografii, specialiști în domeniu să promovăm această noțiune de cămașă cu altiță, așa cum spun specialiștii. Încă o dată vă mulțumesc pentru susținere și eu sunt sigur că în toamna acestui an, la finele acestei toamne, dosarul va fi înscris în lista reprezentativă UNESCO și vom avea o cămașă cu un statut juridic bine definit și doamnele și domnișoarele vor purta cu mândrie, iar bărbații vor susține acest element printr-un efort inclusiv și material. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Petru Vicol și eu invit acum la microfon pe doamna Gabriela Nedelcu Păsărin. Dumneaei este președinta Comisiei din partea română. Astăzi a avut și dumneaei o sarcină importantă împreună cu domnul Vicol la organizarea activității din prima parte a zilei. Bine ați venit! Excelențele voastre, domnilor miniștri, doamnelor, domnilor, dragi frați, evenimentul de astăzi trebuia să poarte un nume. Arta Cămășii cu Altiță. Este un demers meritoriu, este un demers comun, este un demers pentru vizibilitatea acestui element de identitate culturală românească. Spunând aceasta, sufletul nostru se umple de emoție, pentru că, indiferent în ce context aniversar, de ceremonial al vieții, de praguri existențiale, oriunde îmbrăcarea cămășii cu altiță înseamnă puterea, emoția
de a trece într-o altă stare, starea de împlinire de fiecare dată. De aceea sperăm din suflet să spunem precum arghezii altă dată, niciodată toamna nu fu mai frumoasă, pentru că la finalul acestei toamne sperăm să avem un răspuns pozitiv pentru integrarea acestui element de patrimoniu cultural imaterial în lista UNESCO. Și sper, în egală măsură, privind toate exponatele de aici, care dovedesc această identitate culturală, nu știm de care parte a prutului ne aflăm, pentru că sunt identice, sperăm ca această expoziție reunită să vă redea povestea din spatele cămășii cu altiță. Pentru că întotdeauna un exponat înseamnă o poveste de familie, de comunitate, de neam. Și aș încheia citându-l pe fratele Grigore Vieru: sunt iarbă, mai simplu nu pot fi. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnei doctor Gabriela Nedelcu Păsărin. În continuare, invit la microfon directorul Muzeului Țăranului Român, domnul doctor Virgil Ștefan Nițulescu. Domnilor miniștri, onorați membri a corpului diplomatic, domnilor și domnilor demnitari din România și Republica Moldova, dragi colegi, Muzeul Național al Țăranului Român a fost înființat în 1906, acum 116 ani, sigur cu o altă denumire. Spre rușinea noastră trebuie să spun că este pentru prima oară când venim cu expoziție la Chișinău. Și asta este o expoziție mică. Nu am adus aici decât 15 costume. Dar ceea ce trebuie să menționez este că vom veni de acum în fiecare an. Deja am stabilit în anul 2023, vom veni cu o altă expoziție aici, una mai amplă, ca răspuns la expoziția pe care colegii mei de aici, de la Chișinău, au organizat-o, au co-organizat-o, că tot e vorba să folosim acest termen, domnilor ministri, la Muzeul din București. Expoziția Țesera Lumii este o expoziție de scoarțe românești din patrimoniul celor două muzee. Sunt expuse 37 de scoarțe de aici, de la Chișinău, și 7 de la noi. Cele 7 scoarțe nu au fost niciodată expuse în public, pentru că sunt scoarțe din Basarabia, au fost colecționate în România în perioada interbelică, după care au venit regimul comunist și nu s-a putut vorbi măcar despre Basarabia în România, și după aia n-a mai fost prilejul. Acum avem prilejul și vom veni cu ele și cu altele aici la Chișinău, sper, domnule, dragă domnule coleg Petru Vicol, la anul, luna octombrie, vom putea să organizăm această expoziție. Cele 15 costume sunt din zone etnografice foarte diferite. Mehedinți, dolci, romanați, Bistrița, Năsăud, Vrancea, Vâlcea, Făgăraș, Rupea, Bran și Bucovina. Atrag atenția asupra unui costum care nu este din nicio zonă etnografică anume, este un costum compozit, se numește costumul Regina Maria pentru că a fost creat pentru Regina Maria. Este expus acolo, lângă costumul de Bistrița Năsăud, și nu a fost purtat de Regina Maria. Noi avem în colecția noastră și o cămașă cu altiță care chiar a fost purtată de regină și evident a fost clasată în Tezaurul Patrimoniului Cultural Național, dar acest costum care a fost creat anume pentru Regina Maria este o piesă foarte interesantă pentru că este de o frumusețe uluitoare și pentru că a stabilit un standard în epocă. Regina Maria a fost, în fond, putem să folosim acest sintagm, mie nu-mi place să spun fashion designer, dar creator de modă putem să spunem. A fost un creator de modă, fără îndoială. Pe lângă rolul pe care l-a avut în politica internațională și în recunoașterea Marii Uniri de la 1918.
vom continua aceste proiecte împreună cu colegii de la Chișinău și ceea ce sunt convins vom fi sprijiniți de miniștrii noștri, vom încerca să avem proiecte comune și în alte țări decât în această țară românească, pentru că este bine ca și Germania și Spania și Polonia și Suedia și mai știu ce alte țări să știe că patrimoniul acesta este unul singur românesc și că doar pentru că ne-am putut să traducem altfel în limba română sintagma asta utilizată de UNESCO, i-am spus dosar multinațional. El e un dosar cât se poate de uninațional. Dar nu exista o altă posibilitate de traducere și de asta se numește așa dosar multinațional. În orice caz, sunt absolut convins că vom avea în patrimoniul imaterial al umanității, cam așa cu altiță, să fie într-un ceas bun. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți astăzi seară. Mulțumesc domnului secretar de stat Adrian Dupu pentru faptul că a avut inițiativa să marcăm astfel acest eveniment și să dea Dumnezeu să ne revedem și la Chișinău și la București și oriunde pe aceste pământuri românești. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului dr. Virgil Ștefan Nițulescu, onorată asistență. În cele ce urmează vă invităm să vă faceți comod să urmăriți toate aceste costume expuse aici, să vă bucurați de ceea ce avem și de faptul că, iată, ni s-au pus la dispoziție aceste costume. Voi remarca încă o dată că expoziția este cu costume populare din colecțiile Muzeului Național al Țăranului Român din România și din colecțiile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. La ora 18 vă invităm să intrați în sală, să ocupați locurile în sală, acolo veți putea urmări un spectacol. Vizionare plăcută! Noi suntem gazdele.